Bună ziua, domnule Gustă, v-aș întreba foarte rapid, de ce să pun bani deoparte? E foarte bine să-i cheltuiești banii, dar să nu uităm un lucru. Față de perioada dinainte de 1989, astăzi nu mai ai aproape nicio certitudine. Astăzi nu mai ai garanția că locul tău de muncă va fi etern, că în orice situație statul te va angaja într-o poziție sau alta și că îți va da o pensie care, să zicem, că va fi cât de cât confortabil. Unii ar putea să spună, bun, dar eu după ce îmi plătesc tot ce am de plătit, nu știu, chirii, întreținere și așa mai departe, mâncare, haine, nu prea mai rămân bani să economisesc. Adică dacă aș pune deoparte o sumă de 100, 200, 300 de lei, nu aș mai avea bani poate de mici plăceri. Întotdeauna vor exista plăceri care vor fi probabil mai importante decât cuvântul economisire, respectiv investiții. Totuși, haideți să luăm să plecăm de la un simplu calcul pe care Bursa de Valori l-a făcut în urmă cu aproape 2 ani, care a arătat următorul lucru. O sumă de 100 de lei investită timp de 20 de ani în fiecare lună într-un fond de indice bursier care include dividendele, practic a relevat că după 20 de ani puteai să fii beneficiarul a aproximativ 149.000 de RON. Deci dacă banii efectiv îi puneai la saltea sau într-un cont bancar neremunerat cu nicio dobândă, puteai să ai doar 24.000 de RON în 20 de ani. Investiția într-un fond de indice bursier sau în indicele BET, de exemplu, al Bursei de Valori București, îți scotea în evidență în 20 de ani 149.000 de RON. Ați vorbit acum de investiție de 100 de lei. Nu este o sumă într-adevăr, dar multă lume se sperie. Bun, am 100 de lei pe lună. Cum pot eu să-i pun în acel fond sau cum? Eu nu mă pricep, habar n-am. Ok, am 100 de lei. Unde mă duc cu ea? Eu cred că în orice moment e bine să te educi financiar. Industria financiară, industrie care este într-o continuă dezvoltare. Aș pleca de la ceea ce am făcut chiar eu personal, plecând de la studiul pe care de la analiza pe care a făcut-o Bursa de Valori cu acea 100 de lei pusă lună de lună timp de 20 de ani, am calculat și eu și am procedat în același sens, punând alocația copilului deoparte într-un fond similar și am ajuns la concluzia că la vârsta de 18 ani, plecând de la ceea ce a calculat Bursa de Valori, pot arăta copilului că ar putea fi beneficiarul unei sume de aproximativ 45.000 de euro. Bani care sigur că pot fi folosiți pentru foarte multe scopuri, începând cu educație, cu un apartament, o garsonieră și așa mai departe.